Academia Domnul de Karate a organizat în weekendul trecut la București o nouă activitate sportivă dedicată copiilor. Scopul a fost acela de a atrage cât mai mulți școlari spre mișcare. Este o activitate pe care noi avem în programul nostru lunară. În cadrul Academiei Domnul de Karate organizăm activități lunare cu tematică diferită, unde încercăm să promovăm activitățile de mișcare, așa cum ați văzut și dumneavoastră, interacțiune copii, părinți, pe grupe de vârstă, pe nivel de pregătire. Așa cum ați văzut, copiii sunt dornici de mișcare, chiar în detrimentul timpului foarte călduros. Au fost bucuroși, de-abia au așteptat să primească premiile. Copiii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani au participat la întreceri. Aceștia au trebuit să treacă prin mai multe probe pentru a demonstra că sunt ași la karate. Categoriile de vârstă încep de la 4 anișori până la vârsta de 14-15 ani. Sunt probe simple, probe de multisport, până la ultima probă, proba de cumite VKF, proba de luptă în sine. După cum o se vadă și în material, copiii participă la proba de traseu cu obstacole, proba de chihon, de măestrie, proba de joc tehnic, tot de măestrie, și proba de șarfă, care ține partea de viteză, și ultima probă, proba de cumite VKF, pe regulament de VKF. La final, cei mai buni au fost premiați cu diplome, medalii, dulciuri și cupe. Activitățile Academiei Domnul de Karate vor continua.